Astăzi avem un subiect de suflet, despre suflet. Mai exact despre călătoria sufletului viață după viață, despre lecțiile pe care un suflet trebuie să le învețe într-o existență și ce se întâmplă cu sufletul între două întrupări. Aflăm toate aceste răspunsuri de la invitata mea de astăzi, Geta Heimer, psiholog, parapsiholog. Bună ziua, bine ați revenit. Mă bucur să vă văd. Bine te-am regăsit. Mă bucur să fiu aici lângă tine, ca de fiecare dată. Mă bucur că ai atât de mulți telespectatori, pentru că subiectele pe care tu le abordezi sunt într-adevăr de importanță foarte mare. Avem nevoie să înțelegem de ce existăm, ce avem de făcut în lumea aceasta. Să înțelegem că dincolo de noi, dincolo de toate barierele pe care singuri ni le punem, există ceva, cineva care ne ajută. Și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi. Și eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit alături de noi. De ce este important să știm despre suflet, despre călătoria lui între dimensiuni, despre succesiunea vieților? Scăpăm de frici. Este mare nevoie ca frica să dispară din viața ta. Pentru că noi de-a lungul timpului, cum spuneam, ne punem anumite bariere, citind diverse cărți sau vorbind cu diverse persoane, ne înțelegând că, de fapt, dincolo de noi există această lume minunată a sufletului care călătorește și călătorește și călătorește și sunt atât de multe dimensiuni prin care noi, ca suflete, ne potențăm, ne încurajăm și învățăm și evoluăm uriaș de mult. Credeți în viețile succesive, în reîncarnare, în reîntrupare, cum vreți să-i spunem? Sigur că da. Ați avut dovezi în acest sens? Eu sunt beneficiara multor călătorii în timp. Am avut cu ani în urmă un fel de moarte clinică care pur și simplu mi-a schimbat viața. Știm, am zis eu atunci spus-o, că a fost a doua mea naștere, pentru că din acel moment totul s-a schimbat. Nu credeam în așa ceva, cu toate că mi-aș fi dorit să înțeleg ce înseamnă această lume de dincolo. Îmi doream să înțeleg ce se va întâmpla după ce părinții mei vor pleca, voi mai putea comunica cu ei, ce se va întâmpla cu ei. Dar uite că această plecare a mea, în urma unei rugăciuni foarte puternice, am ajuns în lumea de acasă, lumea despre care multă lume vorbește la un moment dat, și din acel moment totul s-a schimbat. Ce a simțit sufletul acolo, în lumea de acasă, cum îi spuneți? În lumea de acasă este liniște și pace și uriaș de multă iubire. Când îmi este rău, când sunt supărată, când sunt dezamăgită, când parcă totul în jurul meu se destramă, mă gândesc la această lume, mă reîncarc cu starea aceea de iubire și merg mai departe. Pentru că fiecare, la un moment dat, avem nevoie să trăim anumite stări și, de fapt, să recunoaștem că asta este. Noi recunoaștem în noi momentele dinainte de a veni aici. Pentru că lumea de acasă este lumea din care venim și în care ne, și în care ne vom întoarce cu o condiție. O condiție foarte importantă, să nu facem prea multe boacăne, pentru că lumea de acasă se cucerește prin fapte bune. Pentru că ați avut acces la această lume, la această lume spirituală, să spunem, acum vă mai temeți de moarte? Adică vă temeți de plecarea asta? Nu mă mai tem. Mie îmi place să mai glumesc cu prietenii mei și spun așa, eu de-abia aștept să mor. Și ei se uită așa curios la mine, pentru că ei cam știu în mare ce se întâmplă cu mine, știu în mare despre vizitele pe care le-am făcut în alte dimensiuni, dar într-adevăr aștept cu nerăbdare această zi în care voi pleca, pentru că știu că mă voi reîntâlni cu cei dragi, știu că voi fi într-o lume a iubirii și în același timp știu că nu-mi va fi ușor. Pentru că de-a lungul timpului, trecând prin foarte multe evenimente, inclusiv petrecându-l pe tatăl meu în momentul decesului, am putut să văd pas cu pas ce se întâmplă dincolo. Și nu este întotdeauna ușor. Acum mai comunicați cu ei? Comunic rar, pentru că nu vreau să-i deranjez. Ei, dacă au ceva de spus, vin singuri.
Și în general nu este bine să-i chem pe cei de dincolo. E bine să faci o rugăciune pentru ei, e bine să le dăruiești ceva de mâncare sau haine. În general, iubirea ta îi încarcă și pe ei acolo, pentru că ei primesc și beneficiază de iubirea ta. Și știu și îți răspund. Întotdeauna o entitate de dincolo care a primit iubirea ta îți răspunde într-un anume fel. Sau visezi ceva, sau simți așa o mângâiere în sufletul tău, sau pot să-ți trimită cei de dincolo diverse entități care să te ajute și să te îndrume în viața de aici. E fascinantă această legătură între noi și ei. Noi avem impresia, gata, noi suntem pe pământ, ei sunt acolo, e o linie care ne desparte. Nu! Noi mereu și mereu ne intersectăm. Așa cum putem comunica nu numai cu cei decedați, cum comunicăm noi cu entitățile cărora le cerem ajutorul? Iisus Hristos, Maica Domnului și mulți, mulți alții care vin în momentul în care îi apelezi, vin și te ajută cu o condiție, cu o mare condiție. Care este aceea? Condiția aceea este să ai sufletul curat, să fii încărcat de fapte bune și să dorești binele celor din jurul tău. Un om egoist, un om care vrea să facă rău și sunt mulți oameni care vor să facă rău cerând ajutor de dincolo. Aceștia vor fi ghidați către alte dimensiuni, nu către lumea spirituală a Tatălui Ceresc. Ca om care am coordonat, care am ajutat entități decedate să plece dincolo, este atât de bine pentru cei plecați, care atunci când sunt întâmpinați de entitățile de dincolo, știu că au în spate un bagaj de fapte bune, iar cei urâți, care și ei pot să fie lângă ei, nu pot să-i atace așa cum ar face cu alte entități care nu au făcut destule fapte bune. Este acea judecată despre care se vorbește? În primul rând e judecata noastră. Judecata propriei conștiințe, pentru că atunci când ajungi dincolo și eu tot ce vorbesc spun din ceea ce am trăit, pentru că am fost în multe locuri, cred că Dumnezeu a vrut să mă formeze într-un anume fel. Nu mi-a fost ușor, am avut și cădere, am avut și stări de disperare, dar întotdeauna m-a ajutat. Dumnezeu te lasă pe tine să înțelegi unde greșești. Pentru că e ca la școală, dacă tu, elev, ai înțeles unde ai greșit, lecția următoare va fi mult mai ușoară. Și este important să înțeleg unde și de ce am greșit, pentru că în felul acesta nu mai aduc suferință celor din jur. Pentru că înțeleg că dacă eu greșesc, aduc suferință lui X, Y, Z și suferința lor mă va influența odată și odată. Pentru că în momentul în care noi ne desprindem de această lume pământeană și se vede filmul vieții, se vede așa clișeu cu clișeu, vezi totul, înțelegi totul, simți totul. Simți răul pe care l-ai făcut? Simți răul pe care l-ai făcut, dar nu numai ție. Simți răul pe care tu l-ai făcut și celorlalți. Spuneați că ați călătorit prin aceste dimensiuni. Da. Ne puteți spune ce ați văzut, ce ați simțit? Depinde unde călătorești. Eu îmi doream să văd ce fac ai mei. Primul lucru, ce fac părinții mei, ce fac bunicii mei, ce fac dragii mei de dincolo. Și i-am văzut pe anumite nivele. Iar după ce am făcut rugăciunile de iertare, eu am avut o perioadă când am avut probleme de sănătate. Nu știu dacă am mai zis la tine, am avut multe, multe operații, tumori, mult, da. Așa m-am rugat, am făcut rugăciunile de iertare câteva luni și după aceea am fost operată de o entitate de dincolo. Pur și simplu a intrat în burtică, mi-a anihilat tumoarea și din acel moment... Ați cerut asta? Nu, n-am cerut asta, pentru că nu știam că se poate. Și de unde știți că a fost o entitate?
de dincolo? Pentru că am văzut ovalii, deci am intrat într-o stare de transă. Eu aveam o tumoare cam cât o portocală, aveam hemoragia de rigoare. Erați acasă sau la spital? Eram acasă, eu deja mai avusesem câteva operații, pentru că acest proces tumoral presupunea tumoare, operație, iar refacere cam peste 2 ani și cam așa m-am jucat o perioadă. Eu am 31 de tăieturi din operații și am făcut aceste rugăciuni de iertare neștiind ce se va întâmpla. Dar în 24 decembrie a venit o entitate pe care Vali, colegul meu, a văzut-o, a intrat în burtică și m-a durut foarte tare când a ieșit. Dumneavoastră n-ați văzut-o? N-am văzut-o, că eram cu ochii închiși, mă durea foarte tare totul, dar mi s-a părut foarte curios faptul că în câteva minute s-a oprit hemoragia. Eu, care de ani de zile aveam hemoragii. S-a oprit hemoragia, m-am dus la un alt doctor ca să nu-l influențez cumva pe doctorul meu, la un alt ecograf, și el mi-a zis: nu aveți nimic. Și l-am rugat: vă rog frumos, mai uitați-vă o dată. Și el zice: nu vedeți, doamnă, câtă lume așteaptă la ușă acolo? Mai verificați, am explicat ce și cum. Și uite cum, la un moment dat, înțelegi că puterea ta de rugăciune este uriașă. Deci ați trăit un miracol până la urmă. Am trăit un miracol. Și altele le-am mai trăit. Dar mi-am dat seama că fiecare om poate trece prin astfel de miracole. Depinde de noi. Pentru că noi avem o forță uriașă de a ne vindeca. Nu ne-a învățat nimeni lucrul acesta, dar avem o forță uriașă cu o condiție: să fim conectați la sursă, la divinitate. Cum ne conectăm la